Se apropie cu pași repezi ultimele sărbători de iarnă din acest an, perioada în care de obicei se folosesc petarde și alte materiale pirotehnice. Cei care le comercializează trebuie să știe că dacă nu fac acest lucru în mod legal, pot suporta consecințele legii. Practic, cei care comercializează fără drept produse pirotehnice riscă pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni sau un an sau amendă care, la persoanele fizice, poate ajunge până la 7.500 de lei, iar la cele juridice la 15.000 de lei. Ne aflăm în această perioadă specifică sărbătorilor de anul nou, de Crăciun. Polițiștii au intensificat controlele, în special la societățile comerciale care pun în vânzare astfel de obiecte pirotehnice și care trebuie să respecte legislația în vigoare, respectiv să comercializeze doar din categoriile prevăzute de lege pentru a fi comercializate către publicul larg. În caz contrar, obiectele găsite care nu respectă prevederile legale vor fi confiscate și se va întocmi și dosar de cercetare penală pentru efectuare de operațiuni cu obiecte pirotehnice fără drept. Comisarul șef Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, a detaliat și alte condiții care trebuie respectate în ceea ce privește comercializarea și utilizarea produselor pirotehnice de sărbători, în așa fel încât nimeni să nu aibă de suferit nici fizic și nici material. Persoanele care cumpără aceste obiecte trebuie să le utilizeze conform prevederilor legale pentru a nu pune în pericol siguranța personală sau a celor din jur și să folosească aceste obiecte doar din categoriile permise. Respectiv, persoanele care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu pot cumpăra astfel de obiecte pirotehnice din categoria P1, cele care au un risc mai scăzut de a produce, să spunem, evenimente nedorite și mai mult decât atât, să nu le utilizeze în apropierea blocurilor, în apropierea punctelor care pot fi inflamabile, să spunem stații de carburant, instalații electrice, în zonele mai aglomerate și, bineînțeles, să respecte și instrucțiunile de utilizare care sunt indicate și ar trebui să fie în limba română pe aceste obiecte pirotehnice, pentru că doar utilizându-le în condiții de siguranță pot avea sărbători cu adevărat fericite. Materiale pirotehnice se găsesc la vânzare în jurul pieței agroalimentare din Deva, iar comercianții cunosc legea. Aceștia însă se plâng că, deși prețurile sunt ca în anii trecuți, nu prea au clienți. Cum merge vânzarea? Merge foarte slab, foarte prost. Prețurile sunt la fel ca și anii trecuți. La noi sunt produse de la 5 lei, la 10 lei, 6 lei, 15 lei, 20 de lei, 30 de lei, 30 de lei cu alea cu 3 focuri, 10 lei, 20 de lei cu un foc, vulcănei cu 5 lei, 15 lei, fântânile, cam astea sunt prețurile. Biluțele, tot ce este, se vinde ambalat, la set, nu se desface nimic la bucată, toate clasele P1, F1. Aici, clasa F1, toate au traducere în limba română, instrucțiunile, și au termenul de valabilitate până în 2025. Deci toate sunt conform legii. În rest, așteptăm clienții, ce să zicem? Să prăstăm tradiția. Un alt comerciant are aceleași probleme cu clienții și este de părere că pandemia de coronavirus face ca și afacerea cu produse pirotehnice să meargă prost. Cum merge vânzarea? Așa, așa, așa. Ne putem lăuda că merge extraordinar de bine. Prețurile care sunt? Acceptabile. De ani de zile același preț. Da. Oamenii sunt un pic mai sărăcuți. Pandemia ne omoară. Mai multe despre comercializarea și utilizarea petardelor și a celorlalte produse pirotehnice, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind imediat după jurnal emisiunea La Subiect, în care este invitat comisarul șef Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara. Emisiunea mai poate fi urmărită atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV Deva.